Salutare, dragi prieteni, și bine ați revenit pe canalul Pasiune și Natură. Dragi prieteni, de această dată am de rezolvat o problemă la mincioc. S-a stricat filetul la bucșa care prinde capul de mincioc. Am să vă arăt imediat despre ce este vorba. Eu va trebui să o repar. Am să vă arăt și cum am de gând să repar această defecțiune. Iată, aici va trebui să se înfileteze capul de mincioc, doar că nu se mai înfiletează. S-a stricat filetul la bucșă. Am un pistol pentru topi plasticul. Am de gând să introduc plastic pe bucșa de prindere, dar mai întâi voi unge acest filet de la capul de mincioc cu puțin ulei pentru a nu rămâne lipit. Bun. Haideți să îi dăm drumul să vedem ce o să iasă. Am aici puțin ulei de transformator. Am să ung filetul. Cam asta e. Bun. Am să aduc pistolul de topit la plasticul. Pentru a fi mai ușor, am să scot elementul din coadă. Așa. Iar acum voi topi plastic în interiorul bucșei. L-am umplut. Voi introduce capul de mincioc forțat până la maxim. Am să-l țin cât mai drept, să mut puțin pistolul. Așa. Spuneam că am să-l țin cât mai drept. Am să aștept până se va răci foarte bine. Încă este cald. Aștept să se răcească, după care desfiletez și ar trebui să fie în regulă. Dar trebuie să se răcească. Încă este fierbinte.
Am căutat o astfel de bucșă. Le găseam de cumpărat. În ultimul timp am fost pe la magazin și nu mai au. Dacă nu reușesc, bineînțeles, aceasta este o reparație provizorie. Dacă nu reușesc să o repar, va trebui să caut o bucșă, neapărat. Bun, s-a mai răcit. Voi încerca să o desfletez. Cred că a ieșit. Atât. Am să curăț cu un cuțit surplusul. Haideți să vedem ce rezultat avem. Am să înfiletez la loc. Ia uitați, cred că am reușit. Deci a funcționat. Îl mai pot folosi o perioadă până găsesc o bucșă. Deci e bun. Mi-a ieșit reparația. Asta-i. Dragi prieteni, merge. Eu vă mulțumesc pentru vizionare. Vă salut. Fie întinse și numai bine.